zici tu de ce. Da. Oricum, 2000 să dă știi. Mă pune să dă. Vreau să fac și eu un anunț foarte important pentru orice om din lumea asta de zi cu zi și vreau să ajungă life-ul ăsta pe toată planeta și tot ce există, om care ne înțelege limba și o să încercăm să vorbim doar pe românește. Eu n-am cerut niciodată de când am Facebook și de când s-a inventat life-ul, n-am cerut niciodată să dea cineva distribuiri, să dea cineva info de-alea, că nici nu știu să mă pronunț bine cu info, cu life-uri, cu de-alea, dar am rugămintea să stau câteva minute, să dați distribuiri în masă și share-uri de-alea, cum se zice. Mă aflu împreună cu familia mea, cu unchii mei și cu verii mei, cu frații mei, cu unchiul meu, cu Neistronom, cu Zabar, cu toți frații mei, nu mai dau că suntem prea mulți să dăm nume, ne aflăm în casa lui cumătru nostru, lui Vasile Spăitoru și mai așteptăm două minute ca să... Care are și un anunț de făcut? Are un anunț de făcut cumătru nostru, Vasile Spăitoru, cât și unchiul meu, Estronom și Zabar și toți unchii mei și verii mei și frații mei care suntem aici. Dar va vorbi decât cumătru nostru Vasile. Înțeleagă lumea că noi suntem o familie. Va vorbi decât cumătru nostru Vasile Spăitoru și unchiul meu Istronom. Vreau să înțeleagă toată lumea. Bine! Vreau să înțeleagă toată lumea că noi suntem o familie. Nu poate să ne dezbine nimeni niciodată. Și care încearcă să dezbine și toți care aveți pretenții ce am definit pe live. Cu 2786 de veri primari, vreau să înțelegeți cu exactitate și definit, sau cum se mai zice în codurile astea bunelor maniere, subliniat. Vreau să înțelegeți realitatea. Noi pe bune suntem 2786 de veri primari. Și nu poate să ne dezbine nimeni niciodată, nu poate să ne câștige nimeni niciodată. Cine face parte din numărul ăsta. Tocmai de asta, și cu frații lui și familia Vasile Spăitoru, Minel, Tudor Spăitoru cu copiii lui, Vasile cu copiii lui și toți fraților sunt frații noștri și pe bune suntem o familie. Eu nu prea definesc cuvântul familie sau chestii de genul ăsta când nu-mi convine de cineva. Pentru că noi nu suntem lăutari, noi ne-am născut și deținem un nume de sute de ani și pe bune deținem un nume de Duduian, cât și cu metrii noștri, familia Vasile Spăitoru, cât și toți frații lui și toată lumea. Mai aștept, dați share în maxim, că eu nu știu de asta, dați live, mai aștept două minute și începe cu mătrâm și unchiul meu să vă facă explicații. Asta nu vreau să zic eu, unchiule, vreau să o zică cu mătrâm meu, Vasile, cât și unchiul meu. Stai o secundă, mai stăm două minute să dă lume și el. Eu nu-ți vin încă cu mătrul meu. Și te rog eu frumos să filmezi de aici sau de unde vrei tu. Așa și ia toată masa. Lăsați unul încet. Movere, prima dată, cam asta e lumea, ca tar, ca tai mezele, am fost de Vlesco. Te penați bună seara sau ră lumea, ghedel în hotel. Gata cum e trebuie, traducem pe românește. În primul rând, Vasile Spăitoru, Istronom și familia noastră toată, vrem să spunem bună seara la toată lumea care asistă la live-ul ăsta făcut în casa mea, în casa lui Dumnezeu, Vasile Spăitoru. Pentru că e bine să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, hai să vorbim un pic românește și dacă vocabularul nostru nu corespunde, ne cerem scuze pentru că nu avem carte multă. Suntem țigani și trebuie să ne înțeleagă și românii. Nu avem vocabularul prea bun așa cum ne cere ei să vorbim gramatical, dar încercăm să vorbim cât se poate de bine. Pe timpul lui David,
Printre copiii care îi avea, avea și un băiat care se numea Solomon. Și David, fiind omul cel mai credincios al lui Dumnezeu, a dat un necaz și s-a gândit el că trebuie să ajungă la un bijutier să-i ceară să facă un inel făcător de minuni. Când se uită David pe inelul ăla, să-i treacă orice necaz care îi bate la ușă. Și s-a dus la un bijutier și i-a spus așa: bijutierule, mie îmi faci un inel, nu mă interesează din ce piatră prețioasă sau din ce fel de aur, dar să-l port toată viața la mână și să fie făcător de minuni. Dacă nu reușești să mi-l faci, du-te acasă, ia-ți funia, pune-ți-o de gât și spânzură-te. Și a plecat Solomon din bijuterie. A mai stat bijutierul un timp de o jumătate de oră, s-a gândit, a găsit de cuvință că n-are cum să-i facă acest inel și a plecat spre casă cu gândul să-și pună cap zilelor. Mergând el spre casă, copilul lui David, Solomon cel înțelept, dă nas în nas cu el și îl întreabă: băi bijutierule, unde mergi așa de morcovit și ce ai de gând cu viața ta? Mă duc să mă spânzur pentru că tatăl tău David mi-a cerut imposibilul. Ce ți-a cerut ție tata, spune Solomon, și ți este imposibil? Mi-a cerut un inel făcător de minuni și este imposibil pentru mine să-l fac. Du-te înapoi la bijuterie, nu te duce să-ți pui capăt zilelor și nu îl faci nici din pietre cele mai prețioase, nici din aur. Îl faci din aramă și scrii pe el: va trece și asta. Și tatăl meu, când dă de necaz, să uită pe inelul ăla, citește că e un scris: va trece și asta, că orice minune ține 3 zile, va trece necazul lui tata și tatăl meu va trăi cu impresia că inelul tău e făcător de minuni și l-ai salvat și pe tata să nu mai stea în stres și ți-ai salvat și viața. Acum vreau să spun concluzia. Referitor la cumătul meu Anase, care acum o perioadă de timp a făcut un live și a pronunțat numele lui Țancă și a zis că are niște mii de veri și care te lovești de Țancă. 2700 de veri și care te lovești de Țancă, te lovești de mine și de verii mei. Nu uitați cei care ați trimit live-uri de prost gust, că din numărul ăla de 2700 fac atât eu parte cât și frații mei și nepoții mei toți. Lăsați-mă să vorbesc cu tine, jurat. Să nu mai apuc ziua de mâine. De nu am vrut să fac live în lipsa lor, să arăt la cei care au vrut o dezbinare, care au trăit cu impresia precum David, că va reuși să dezbine familiile astea, să schimbe direcția, că nu va reuși în viața lor să ia foc copiii mei și casa mea. Dacă ce s-a întâmplat cu Țancă, între Țancă și nepotul meu Cani, a fost în ambiția lui familia lui Cristofor, în ambiția lui Anase, în ambiția la toată rasa lor, ba din potrivă, dacă avea belea cu altcineva Țancă și la ordinul lui Istronom, ca prieten, ca fratele nostru de 40 de ani, eram prezent și eu și toți frații mei. Așa că vă rog, pe toți care ați trimis mesaje de prost gust, pe toți care ați avut în cap să dezbinați aceste două familii, cum nu au reușit, n-au reușit alții care aveau capul mult mai lucid decât voi să dezbine familiile astea, luați-vă gândul că n-aveți cum să le dezbinați, pentru că nu suntem oamenii când auzim o vorbă greșită unii de alții să trecem la acțiune. Verificăm orice și după aia trecem la acțiune. Mai mult decât atât, să nu creadă lumea asta, în special tineretul, cei care s-au văzut cu o mașină de lux sub el, care au văzut un 30-50 de mii de euro în buzunar, că deja plutesc pe sus,
să nu creadă că poate vreodată să ne dea de cap mental nou în viața lor. Să moară copiii mei. Eu, Vasile, spăitorul singur, de n-am bani să cumpăr trei străzi proprietățile mele. Nu mă obligați să iau măsuri cu cei care să ține de capul nostru să ne dezbine. Să vă trăiască familia, să vă dea... Este un rog, te rog frumos. A cărat așa mai decât a aveți, rugim tot din suflet că tu să mă rog, frate. Iar vreau să înțeleagă toată lumea că pe lui nu poate nimeni să deranjeze, nu are cum să facă îmbârligări între noi, avem capul pe umeri și avem și etate. Toți dușmanii noștri care vrea să audă de răul nostru, nu are cum. Mă aștept tot. Pentru că noi suntem o familie și dacă eu aud că greșește din familia lui Vasile Spăitor, din nepoții lui, din frații lui, eu mă duc personal și îi întreb. Pentru că eu cu Vasile și cu Tudor Spăitorul am umblat pe stradă și vom umbla continuat. Și cine vrea dezbinare să încerce personal, față în față. Noi suntem frați și o familie cu toți păitorii. Mai spune tu câteva lucruri. Copiii trei când de tine a fost discuție și de Vasile de care s-a făcut greșeala asta pe și la ce a făcut. În continuare, s-a luat măsuri cu el, cu copilul ăsta lor. Noi s-a verificat cazul că nu e adevărat. Și adevărat pentru toată viața. Țiganii sunt corecți, s-au jurat, a povestit, nu este într-adevăr ce s-a auzit și au îmbârligat alții și noi nu suntem oamenii să vorbim butul la vrăjeala lor. Bravo, Giulia! De-aia suntem prezenți aici și suntem frați. Și acum zic cu vorbă la rugămintea la unchii mei și la cumetrii noștri. Eu n-am făcut la ăsta să fac un film niciodată la nimeni, pentru că noi ne cunoaștem. Onoarea și dignitatea și frăția și respectul pe care îl avem față de familiile astea și familiile astea față de noi, am făcut life-ul ăsta să scoată indiferent de persoană prostia din cap. De ce? Pentru că încă nu sunt demni să poată să judece o greșeală când se face. Este ceva firesc în viața asta să facă anumite persoane greșeli. Dar nu să înțeleagă cineva că noi suntem oamenii care băgăm botul, cum a zis unchiul meu, istronom, și să trecem la acțiuni până când nu rumegăm situația și verificăm situația. Atât am avut mă de zis. Încă doar vorbim mai am de spus. Eu sunt lăs și vorbește și cum și cred că și tu ești de acord cu mine că să moară copiii mei, dar nu cred că se va trimite mesaje exact cum gândesc eu acum. Dacă cineva crede că s-a făcut vreo judecată pentru treaba asta sau s-a plătit vreun ban ori dintr-o parte, ori dintr-alta, să greșește. Câți bani am în mână, atâta coroane să iau la copiii mei? Dacă s-a făcut nici judecată între noi, dacă s-a plătit niciun ban, dacă a rămas să se plătească niciun ban și dacă există așa ceva între noi, niciodată în viața noastră, este una dacă e dacă familia lui Cristofor. Familia lui Cristofor e familia mea. Nu am făcut nicio judecată, nu s-a plătit niciun verdict, nu s-a plătit niciun ban, care nu crezi să fie de capul tău. Între noi nu există greșe. Asta e greșe. Nu mai dau cuvinte. Camente pe noi, n-apă. Uite, vei întorc camera și nu închid. Hai să înțeleagă și băiețașul ăsta. Lăutarul ăsta. Da, zi. Că așa da, pot să-i spun. Da, nu să-ți trăiați copiii tăi. Nu avem nimic cu el. Nostru. E prea bravo. Nimic să moare copiii mei. Și asta vreau să spun. Bravo. Eu sunt Minel Spăitorul. Mai mare ca 2-3 frați din ăștia din garda de fier. Să stea cu minte. Nu avem nimic cu el. E fratele nostru. E lăutarul nostru. Și în mâinile noastre. Băi, atât am avut de zis. Vă pup să vă dea Dumnezeu fericire și noroc la toată lumea.